De ce Ikea? Voi nu practicați ceea ce predicați, iar ceea ce practicați și predicați este de rahat. Deci un exemplu de dezasamblat și din cauza și cu privire la încălcarea drepturilor omului și cum își tratează angajații pretutindeni. Vei să cer certificatea aia lor, bă, cu care se acoperă pe toate ambalajele și felicitările și despre care lumea crede că dacă cumperi, știu, un pahar de cafea, un nu știu ce, o mobilă certificată PSC, e ok. Acasă poți să-ți lași imaginația să zburde. Să crești o pădure de idei din cea mai mică sămânță. Să transformi povestea ta într-o inspirație pentru alții. La noi acasă putem fi noi înșine, pentru că asta înseamnă să te simți ca acasă. IKEA. Sau am putea muta niște pământ, spuneam. Vedem la fața locului, vedeți că începem live, mergem, gata. Poate vă întrebați ce facem și unde suntem. Salut, eu sunt Gabi de la Agent Green. Suntem la Iași, la șantierul unde IKEA urmează să construiască un nou magazin și facem un protest cum nu s-a mai făcut încă în România. Literalmente plantăm ilegal. Ne-am săturat să auzim de tăieri ilegale, dar poate că n-am mai auzit încă de plantările. O plantare ilegală pe șantierul IKEA, unde se construiește un nou magazin, pentru a atrage atenția acestei companii mamut globală care a invadat întreaga lume cu mobila lor ieftină de unică folosință, dar foarte puțin s-au întrebat cum arată pădurile de unde vine lemnul pentru mobila IKEA pe întreaga planetă. E bine, aflați că România este una dintre țările în care IKEA nu doar că produce mobilă, dar a cumpărat păduri masiv într-un ritm atât de accelerat încât a devenit cel mai mare proprietar privat de păduri. Dacă legislația era undeva pe aici, am crezut că o să vină să îmbunătățească situația. Din contră, ei au redus standardele, își bat literalmente joc de păduri. La comentarii o să punem link cu raportul nostru publicat recent care arată rezultatele investigației în pădurile IKEA. Au chiar și aici în județ Oaș vreo 7-8 de hectare, la nivel național 51.000 de hectare. Ce au făcut nemernici ăștia? În momentul în care au cumpărat pădurile, au schimbat planurile de management ale pădurilor, care în cele mai multe cazuri au fost îngrijite bine, păduri care arătau în cele mai multe cazuri bine, în unele cazuri chiar primare și seculare, multe în arii naturale protejate, s-au apucat să le taie la ras. Inclusiv păduri mixte, frumoase, cu o biodiversitate extraordinar de bogată, le rad parcelă cu parcelă și au în actele lor chiar înlocuirea de urgență a pădurilor bătrâne tăiate la ras ca să le întinerească. Absolut o crimă. Ei confundă pădurea cu plantațiile de copaci. Literalmente înlocuiesc o pădure bogată, plină de viață, cu una moartă, plantată la liniuță, cu o singură specie de monocultură, în funcție de ce au nevoie, molit sau stejar, o pădure literalmente moartă. Și suntem aici la Iași împreună cu voluntarii și reprezentanții asociației Mai Bine. Sunt absolut minunat și foarte harnici. Am vorbit deja, s-a instalat o pădure mixtă, exact opusul a ceea ce face IKEA România. Un stejar, un palchin de munte, cred că stai un tei, încă un stejar, ăsta pare a fi un prasin. Deci instalăm aici o pădure mixtă, care este complet opusul filozofiei IKEA. Și
Și cerem, practic, IKEA să lase pădurea pe care o instalăm aici, să se gândească înainte să deschidă un magazin că au restanțe față de pădure. Deci n-ai cum să deschizi un magazin nou când îți bagi joc de pădure. Cu lemn de unde? Sincer, de unde? Când peste 80% din pădurea României este prea tânără să fie tăiată. Când tăierile ilegale le-au depășit pe cele legale. Nu ai cum să faci asta. Deci o companie ca IKEA, care se dă mare responsabilă, dar e campioană la greenwashing, vine în România. Pentru că corupția este la conducere în țara asta și le convine să vină într-o țară ca asta. Dacă vreau să facă bine, o făceau până acum, dar n-au făcut-o. Taie cu încălcarea legislației naționale, taie cu încălcarea legislației europene, au tăiat în arii protejate fără să aibă evaluare adecvată de mediu, pentru că și ceilalți o fac. Păi ce fel de exemplu dau ei? Așa că să facă bine să lase în pace pădurea României. Știm că este un act simbolic, știm că pădurea asta nu va rezista. Am încă de câțiva ani, nu știu, de 20 de ani de IKEA, că ar fi, că este un exemplu de demontat, de dezasamblat, așa că promovează asamblarea ușoară, nu a lemnului și a mobilierului. Deci un exemplu de dezasamblat și din cauza și cu privire la încălcarea drepturilor omului și cum își tratează angajații, adică pretutindeni și pe tot lanțul de exploatare pentru ceea ce aduc în magazinele noastre, pe care noi le vedem ca pe ceva foarte benefic, la îndemână. Mulțumesc mult că sunteți aici. După ce am lansat raportul, am zis că ne-au chemat la raport. Nu s-au sinchisit să vină ei până în România. Tot noi a trebuit să batem drumul de partea aia a Europei, să ne întâlnim cu conducerea IKEA din Suedia și din Olanda. S-au arătat foarte îngrijorați de raportul nostru, dar nu pentru crimele lor forestiere, ci pentru reputația lor. Adică cum am îndrăznit noi niște terchea berchea să ne luăm de dita mai corporația globală? Păi îndrăznim pentru că lumea are impresia că IKEA e cool, că IKEA are grijă de pădure și că tot ce vedem în marketingul ăla lor colorat e ok, dar ei promovează tăieri la ras și înlocuirea pădurilor native cu păduri de-astea în monocultură, la liniuță, unde nu mai cântă nici cucu și unde toate animalele sălbatice au rămas homeless, fără casă, au plecat în alte părți, dar nu prea mai au unde. Momentul cheie când am realizat cât de morbidă este compania asta a fost acum câțiva ani, când am lansat inventarul ultimelor păduri primare și seculare din România, care arăta că mai avem 500.000 de hectare păduri primare seculare, și am adunat la masă undeva în Brașov toate companiile care operează în România. Austriecii, spaniolii, turcii, americanii, că avem de toate, s-a vorbit doar de austrieci până acum, arabii, inclusiv IKEA. Literalmente am rămas șocat în momentul în care le-am zis așa, hai să facem un fel de gentleman agreement înainte să dăm harta guvernului să le protejeze, să mă asigur că voi, companiile, nu vă veți atinge de aceste păduri primare și seculare. Ghiți cine s-a ridicat primul în picioare și a dat cu pumnii în masă? Păi a fost exact reprezentantul regional al IKEA, care a zis nu vom sta afară din pădurile astea pentru că sunt ultimele păduri pe care le mai putem tăia. Ideea că IKEA sub nicio formă n-a vrut să fie de partea bună a istoriei. IKEA a divorțat de mama natură și este un participant toxic la moartea entropică a planetei. Și atunci trebuie să începem acest război cu ei. Asta presupune ca ei să schimbe silvicultura asta agresivă, intensivă, în care înlocuiesc pădurile native cu monoculturi, să practice o silvicultură apropiată de natură, în primul rând, și să nu mai vândă mizeria asta de mobilă pe care o vând ei de unică folosință, pe care o schimb ca pe ciorap după câțiva ani, pentru că au un nenorocit de catalog anual. Nu, mobila produsă, o masă de cină pentru familie, nu trebuie să dureze un an, 5-10, trebuie să dureze atâta timp cel puțin cât ar trăi un copac până la limita longevității. Dacă un stejar trăiește 5-600 de ani și un fag la fel, apoi bucata aia de mobilă trebuie să dureze și ea
5-600 de ani ca să stocheze carbon, ca să producă biodiversitate, să producă oxigen. Nu ne jucăm cu viața în felul ăsta. E o companie nenorocită, înființată acum 50 de ani, care în 50 de ani a distrus planeta. Și spuneam că este un participant toxic la moartea entropică a planetei. Nu-mi retrag aceste cuvinte orice ar fi, pentru că exact asta fac. Și o să expunem ceea ce face IKEA în păduri până când vor accepta să discute serios pe această temă. Pentru că deocamdată tot ce am reușit la întâlnirea aia de care ziceam cu suedezii a fost să ne invite să fim membru în nu știu ce consiliu consultativ și să devenim noi membru FSC. FSC are certificatea aia lor cu care se acoperă pe toate ambalajele și felicitările și tot ce e din lemn și din hârtie și despre care lumea crede că dacă cumperi, știu eu, un pahar de cafea, o nu știu ce, o mobilă certificată FSC, e ok. Păi nu e ok, că FSC certifică inclusiv lemn din păduri virgine din mijlocul parcului național. Eu nu văd de ce să stai tu să certifici o pădure virgină într-un parc național unde n-ar trebui să te duci decât să te uiți, nu să tai. Vorbim de 1% din suprafața României. Stai, dragă, afară din acel 1%. Ege Green, sub nicio formă, și alte organizații partenere, Bruno Manser Fund sau mai bine, nu vor deveni membre FSC doar ca să-și câștige o poziție de negociere la masă, pentru că asta reprezintă o prostituție de mentalitate, o prostituție ideologică. N-avem cum să devenim membri. Dacă vor să asculte, continuăm discuții bilaterale, dar care să ducă la ceva, că timp de vorbe nu prea avem, că rămânem fără păduri, da? Ce le-am spus la întâlnirea a fost: voi nu practicați ceea ce predicați, iar ceea ce practicați și predicați este de rahat. Vrem să vă ridicăm ambițiile la nivel de România și global mult mai sus decât sunteți acum. De ce IKEA? Pentru că e cea mai mare companie globală în acest domeniu și trebuie să fie un model. Iar ei sunt opusul modelului. Și cum piața funcționează pe bază de cerere și ofertă și pe bază de trend, dacă IKEA setează trendul, ceilalți nu vor face altceva decât să-i copieze. Iar noi nu putem să avansăm cu protejarea pădurii. Cred că ne-am transmis mesajul pentru azi. Copăcii pe care am plantat viitoarea pădure mixtă rămâne aici, din partea noastră. Suntem curioși dacă IKEA o să aibă tupeu să treacă cu buldozerul prin ele sau dacă va face ceva însemnat cu ele, că sunt cei mai rezilienți puieți care poate să existe în țara asta și copăcii ca ăștia sunt viitorul pădurii României, nu monoculturile lor plictisitoare lipsite de viață. Am plecat!